salutare, dragi telespectatori! Sunt Liliana Cazac și cu mare drag vă prezint o nouă ediție emisiunii Bomondă. Busul Ioc TV este mereu prezentă la toate sărbătorile de suflet, cele muzicale, cele care promovează arta și cultura. Astăzi ne aflăm în incinta Bibliotecii Naționale. Aici va avea loc La Fête de la Musique. S-au tradus din franceză în română Sărbătoarea Muzicii. Sărbătoarea muzicii și a sufletului aici la Biblioteca Națională. Dar mai multe detalii despre acest eveniment o să aflați din reportajul ce urmează. Colega noastră, Larisa Harea, va culege cele mai interesante momente din cadrul acestui eveniment. Rămâneți alături de noi! Spectatori, alături de mine în această zi minunată se află interpreta de muzică populară și ușoară, Oxana Mardar. Te salut cu mare drag! Încântată, ca de obicei, foarte fericită să fiu intervievată de Buzuioc TV. Cum te simți astăzi la acest minunat eveniment?
A fost o întâlnire de suflet și consider că era foarte important să fie prezența mea atunci când în capul mesei stă Maria sa muzica. Și am avut cum să mă exprim atât prin puterea cuvântului, cât și prin vibrația sufletului, prin cântec. Am onorat melodiile maestrului Vlad Mircos, căci ne unește muzica, ne unește prietenia. A răsunat cântecul Prietenii, semnat de Vlad Mircos, și text Radmila Popovici Paraschiv, care este o prietenă de suflet pentru mine, și l-am dedicat pentru toți prietenii muzicii. La fel am cântat tradiționala mea melodie, draga mea copilărie, pe drum de pământ și iarbă, căci nu Oxana Mardare, fără copilărie, fără vioară, fără cununița ei dragă, fără Maria sa muzica, arta de frumos, cântecul este starea spiritului pentru mine. Și vreau să menționez că atunci când rănile sufletului se transformă poate în flori datorită muzicii, lacrimile se transformă poate în diamante datorită muzicii, sufletul se purifică, divinitatea te pătrunde datorită influențelor spirituale care se numesc Maria sa muzica. Eu zic, muzica este o divinitate care ne copleșește viața, care ne reprezintă. Și Oxana Mardare, fără muzică, n-ar putea exista. Oxana Mardare cântă de tristețe sau de bucurie? După cum este starea sufletului, dar mă strădui să-mi cânt dragostea și dorul, copilăria, vioara mea din suflet să nu fie mâhnită, ci să doinească mai mult în cheile majore. Piese memorabile și fani adevărați și mult succes, dragă Oxana! Vă mulțumesc vouă, mulțumim pentru invitației doamnei Svetlana Samuil, și vreau să menționez că sunt importante asemenea întâlniri și chiar cu tot dragul voi participa. Dragi spectatori, alături de mine se află compozitorul, domnul Constantin Rusnac. Vă salut cu mare drag și cum vă simțiți în această zi minunată? Cum pot să mă simt? Ca toată lumea, fiindcă este la Fête de Musique Française, deci este sărbătoarea cânticului francez, și deoarece mai bine de două decenii, deci noi, doamna Svetlana Manuil de la Colegiul de Comerț, unde am fost alături ca Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO, și noi a inaugurat acest concurs fantastic, extraordinar de interesant, Chanton Ami, deci copiii noștri cântă în limba franceză și cântă extraordinar. Avem talente foarte mult și astăzi au venit mulți din acei care 15-20 de ani în urmă au luat premiul mare și au demonstrat publicului că juriu a avut dreptate atunci când le-au acordat aceste premii. Ați văzut, era o atmosferă caldă, sala era
plin, toți inimile tuturor băteau în același ritm, vibrațiile se simțeau atât în scenă cât și în sală. Deci muzica s-a dovedit a fi, astăzi mai ales muzica franceză, alături de muzica noastră din rădăcină, de aici s-au dovedit prietene care au ridicat dispoziția tuturor și care au aprins flacăra speranței că totul va fi bine, că va fi pace, roadă și sănătate în lume. Cine au mai participat la acest eveniment frumos? Au participat mulți și atât interpreți, participanți, deci cei care au fost apreciați în decursul anilor. Eu aș menționa aici pe Natalia Tanasiciu, care astăzi este o divă a operii, ea cântă pe toate scenele operii din Europa și nu numai. Ea a fost apreciată când avea încă 13 ani, tot la Chanson Ami. Foarte mult, nici nu pot să rețin atâtea nume care s-au manifestat pentru prima dată în cadrul acestui concurs. Profesorii de limbă franceză care au cântat și ei, eu deci am rămas în general impresionat de prestația doamnei profesoare Maleavskaya Maria, care având 74 de ani, cu o voce atât de profundă și atât de impresionantă, a cântat cânticul francez din repertoriu Edith Piaf, că mi-o închipuiam chiar pe Piaf. Deci o sărbătoare, într-adevăr, o sărbătoare frumoasă. Eu consider că ambasada franceză face destul de puțin pentru asta. Ambasada franceză, împreună cu Ministerul Culturii, ar putea să facă un agrement între ei, deci o înțelegere că acest concurs să devină, el și așa devine tradițional, dar să fie susținut bine din toate părțile, fiindcă aceste talente, dacă nu sunt susținute, ele încetul cu încetul se pierd. Dar dacă vor fi susținute la un nivel mai înalt, atunci eu cred că acest concurs va depăși hotarele Republicii cu mult, va depăși și cele mai mari săli vor fi mândre să găzduiască acest concurs. Ce semnificație are pentru dumneavoastră muzica? Muzica, ca pentru fiecare om, muzica este, cred că, cea mai frumoasă artă care există în lume, fiindcă omul poate rămâne și singur cu muzica și împreună cu alții, și dacă e trist, el cântă, și dacă se bucură, el cântă, și când tace, el în sinea lui tot cântă. Ce poate fi mai frumos decât muzica? Cred că nimic altceva. Creația căror interpreți este pentru dumneavoastră un model? Interpreți sunt foarte mulți, depinde de unde. Sigur că Maria Bieș pentru mine este o stea cu care Moldova trebuie să se mândrească și se va mândri decenii în șir, sute de ani, fiindcă așa o voce noi n-am avut și nu știu când o să avem, dar avem și foarte multe voci extraordinare în domeniul artei profesioniste și în domeniul muzicii ușoare avem voci extraordinare, în domeniul muzicii populare. Noi trebuie să păstrăm totul și să nu numai să păstrăm, dar și să valorificăm, să transmitem generațiilor viitoare acea bogăție pe care o avem. Care este genul de muzică care este mai aproape sufletește de dumneavoastră? Nu există așa gen, toate genurile sunt aproape, inclusiv și opera, inclusiv și simfonie, inclusiv și cânticul de stradă, cânticul popular, piesa instrumentală. Muzica este muzică bună și muzică nu prea bună, mai puțin bună, da. Vă mulțumim tare mult, o zi minunată și mult succes în tot ceea ce faceți. La toată lumea, cum spuneam noi, sănătate, pace și roade. Despre asta avem nevoie, de asta avem nevoie tot timpul.
des personnes qui jouent des instruments de musique, comme par exemple aujourd'hui on a le piano, et c'est toujours vraiment très impressionnant, il y a un vrai talent, à mon avis, vraiment, je pense que le mot qu'il faut, que j'ai envie de partager, c'est que je suis impressionné. Acest eveniment a fost organizat cu concursul Bibliotecii Naționale din Republica Moldova, Comisia Națională pentru UNESCO în Moldova, Asociația Profesorilor de Limbă Franceză din Moldova și Colegiul Național de Comerț al ASEM, cărora le mulțumim cu drag! Alături de mine se află doamna director al postului de televiziune Busuioc TV, doamna Liliana Cazac. Vă salut cu mare drag și cum vă simțiți în această zi minunată? Și eu te salut, dragă Larisa, și vreau să zic că aici, la această sărbătoare a muzicii, ne-am simțit cu toții extraordinar de frumos, mai ales că aici au fost personalități notorii ai țării noastre și nu numai. Dar, pe lângă toate acestea, am auzit niște voci fantastice, extraordinare, care merită să fie văzute și promovate. De aceea, noi cei de la Busuioc TV, echipa Busuioc TV, promitem că vom fi mereu alături de asemenea tineri talentați și nu numai, pe care îi vom invita în emisiuni și pe care îi vom motiva să continue această cale a muzicii, care este cea mai frumoasă cale, cea mai inspirabilă și cea care aduce bucurie în sufletele și casele oamenilor. Ce melodie ați interpretat astăzi în cadrul acestui eveniment? Deoarece eu sunt o îndrăgostită așa a cântecului francez, cântecul francez cred eu că stă în capul mesei la fiecare interpret care, să zic așa, iubește cântecul francez, el ne inspiră foarte mult, de aceea nu am putut să trec cu vederea repertoriul lui Edith Piaf și, desigur, cântecul care este o emblemă, La Vie en Rose. Sper că mi-a reușit interpretarea acestei piese și sper că publicul care era au apreciat efortul meu de a cânta în franceză și mai ales să încerc o asemenea piesă puternică. Se spune că muzica este limbajul îngerilor. Ce semnificație are pentru dumneavoastră muzica? Pentru mine muzica este viață și moarte, pentru că noi ne naștem cu muzica și murim cu muzica. Deci, dar pe parcursul vieții, muzica reflectă toate stările emoționale ale omului. Deci, atât lucrurile frumoase, cât și pe cele mai triste. Evident că atunci când suntem bucuroși, ascultăm muzică mai veselă și când suntem triști, ascultăm muzică mai dramatică, așa să zic, mai nostalgică. Mie îmi plac toate genurile de muzică și sunt precum
fiecare dintre noi trec prin diferite etape ale vieții, prin diferite stări. Muzica mă ajută să meditez și să știu să aleg căile corecte pe care am să le aleg. Se spune că muzica face legătură dintre cosmos și terra. Să vă cânte inima de bucurie și să cântați doar de lucruri, despre lucruri frumoase, despre dragoste și mult, mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim și desigur să invităm pe cei care ne privesc în aceste momente să fie mereu alături de postul de televiziune Busuioc TV, pentru că noi mereu aducem în casa oamenilor muzica frumoasă care o să reflecte sufletelele așa precum ei își doresc. Și așa, după cum zic eu de fiecare dată, muzica frumoasă și aleasă la Busuioc TV este la ea acasă. Monsieur Constantin, am spus că sora de acord, de acum, cu dir că la muzică franceză, aici e ușor iubit, pur băcut, interpret, am mult amii, e partout, dar nu trebuie de modă. Donc, pur mă ați un grand honneur de să eu jurui de interpretiță chanson Maria Ros. Alături de mine se află doamna Svetlana Manoil, care ne va vorbi mai multe despre acest eveniment. Bună ziua! Astăzi cu toții am asistat la un eveniment deosebit. Astăzi, în incinta Bibliotecii Naționale, a fost organizat salonul muzical consacrat zilei sau sărbătorii muzicii, care are o istorie lungă și care a fost inițiată în Franța, tot la început în 1981, după alegerea președintelui François Mitterrand. S-a dat un concert foarte mare la Paris și atunci ministrul culturii Jacques Long și-a propus ca acea sărbătoare să continue și și-a ales ziua de 21 iunie și iată din oficială, din 1982, de acum a pornit pe al cincilea deceniu, acea sărbătoare este marcată. Astăzi, sărbătoarea s-a extins pe toate continentele lumii și se sărbătorește în peste 120 de țări. Și am decis și noi în Moldova, așa cu pași mici, să celebrăm această sărbătoare. De fapt, noi am început-o din 2017, 2018, 2019. Apoi a fost pauza de pandemie și astăzi am revenit din nou la acest eveniment. Ce semnificație are pentru dumneavoastră muzica? Muzica pentru mine are o semnificație profundă. Asta e exprimarea sentimentelor, asta e dragoste, asta e prietenie, asta e partajarea gândurilor, asta e tot, asta e viață. Se zice că dacă nu ar exista limbi,
prin mai multe țări, muzica ar fi cea mai bună limbă de comunicare. Așa și se zice că muzica, la muzic, se le langaj universel de l'umanité. Creația căror interpreți este un etalon pentru dumneavoastră. Cine sunt interpreții preferați, compozitori? Dar eu am mai mult și clasici și contemporani. Îmi place muzica lui Bizet, îmi place muzica domnului Constantin Rusnac, mai contemporan al lui Vlad Mircos. Îmi plac interpreții francezi, și Charles Aznavour, și Edith Piaf, și Mireille Mathieu, și Joe Dassin. Îmi plac și interpreții din țară, ca de exemplu Iurie Sadovnic, Petru Aldea Teodorovici, dar și Ion Aldea Teodorovici împreună cu Doina, Nelly Ciobanu, Anișoara Puică, așa, cântice de viață, de lume. Vă mulțumim mult pentru acest interviu cald și mult, mult succes în tot ceea ce faceți. Mersi mult! Mersi și eu vă mulțumesc dumneavoastră, Televiziunii Busuioc, care ați fost astăzi parteneri, media și ați imortalizat acest frumos eveniment. De fiecare dată, cu mare drag, venim în cadrul oricăror evenimente. Dragi telespectatori, sper că v-a plăcut și ați apreciat fragmentele culese de către echipa noastră la acest minunat eveniment. Iar noi, Busuioc TV, vă îndemnăm să rămâneți mereu alături de noi, alături de Busuioc TV, pentru că doar aici aveți cea mai frumoasă muzică a celor mai îndrăgiți interpreți. Vă îndemnăm să rămâneți alături și pe rețelele de socializare, pentru că noi, primul post de televiziune din Moldova, mereu suntem gata să aducem în casele și sufletele dumneavoastră doar dispoziția bună.